going to serve. S-au capacitat foarte bine, s-au concentrat foarte bine pentru acest joc. Rezultatul s-a văzut, seriozitatea de care au dat dovadă. Merită felicitați pentru tot ce au realizat până acum. Petrolul e pe un drum bun, având în vedere ultimele rezultate? Da, consider că suntem pe un drum bun și echipa arată altfel. Se cunoaște omogenitatea, se cunoaște pregătirea care s-a făcut în iarnă. Deja au început să apară și relațiile de joc mult mai bine decât până acum. Eu cred că suntem pe un drum bun, dar va trebui să rămânem concentrați în continuare pentru că mai avem de jucat. Am văzut că la pauză v-a strigat pe Nir și v-a și schimbat. Da, pe Nir l-am atenționat că are 3 cartonașe galbene și știe. Deja erau atenționați și ceilalți jucători care erau în pericol de suspendare pentru următorul joc. Pentru că aceste cartonașe pentru următorul joc cu Turis nu se contabilizează și în situația în care vreun jucător le acumula ar fi trebuit să stea în jocul de la Chiajna. Domnul Lazar, riscă Petrov și jucătorul Constantinescu riscă ceva în urma incidentelor în care... Nu riscă absolut nimic. Constantinescu a intrat în acea casă de pariuri, a jucat la aparate, la jocuri mecanice, nu a pariat bilete. Deci, sigur că a fost certat și nu știu lui, va primi o sancțiune din partea clubului să nu se mai întâmple, o rătăcire a unui copil. Nu trebuie să-l împușcăm acum pentru un lucru pe care nu l-a făcut. Sigur, nu avea ce să caute acolo, dar nu a intrat să joace la pariuri. Avem confirmările că nu s-a întâmplat acest lucru. Urmează înfruntarea cu Astra, un duel special și pentru dumneavoastră. Da, este un joc de cupă, ne dorim calificarea, normal că plecăm din poziția a doua, că nu suntem favoriți, dar ne vom juca șansa. Eu cred că va fi un joc deschis, un joc frumos cu multe goluri, după părerea mea. Și un gol în plus pentru cine? Mi-aș dori un gol în plus pentru Petrolul, bineînțeles. În sport, v-am mai spus, suntem prieteni în afara terenului, în teren suntem adversari. Știu că dumneavoastră și implicicii din conducere acordați un, să zic așa, un moment deosebit cupul. Au băieții o primă pentru calificarea semifinală? Da, sigur că vor avea o primă, că nu mai muncește nimeni gratis în ziua de astăzi. Vor avea o primă, o vom stabili până la data jocului, dar ei nu au jucat cu gândul la primă, au jucat cu gândul să scoată cele mai bune rezultate și să remarcăm activitatea și rezultatele cu ei.